Liviu Andrei a dezmințit încă o dată zvonurile privind o iminentă plecare a sa din funcția de prefect. Cu toate acestea, Andrei nu exclude o posibilitate de 1% de a face mâine un anunț în acest sens. În ultimele zile s-a vehiculat ideea că ați fi fost demis. Care este situația? Sunteți în continuare prefect, nu? Filmați acolo, scăreți. Sunt aici, sunt. N-am fost nici demis, nici nu mi-am dat demisia. Va fi o discuție vis-a-vis de treaba asta. Zilele următoare să vedem ce propunere are partidul din care mă susține, ce discuții voi avea cu președintele partidului și voi lua hotărâre. Dar 99% voi organiza alegerile și în vară și în toamnă. Ministrul Gabriel Berca le-a cerut tuturor prefecților care vor să candideze la alegerile locale să renunțe la funcții până joi. Liviu Andrei nu dorește să candideze, dar ar putea fi obligat de partid să intre în cursa pentru președinția Consiliului Județean, fiind mult mai bine plasat decât președintele PDL Gorj, senatorul Ion Rușeț.